mai inteligent dacă făceam o listă înainte, nu? Da. Ok. Recomandarea astrologului este să vă luați o cafea, un ceai, ceva de băut și să stăm, să povestim, pentru că avem multe de povestit astăzi. Am menționat într-un clip trecut că am o mulțime de serii începute și neterminate și neduse la final sau neparcurse sau, mă rog, în măsura în care s-a putut. Și am zis să fac cu voi un clip în care să trecem în revistă aceste serii neterminate, pentru că sunt destul de multicele și întrebarea mea este când, Doamne Sfinte, o să reușesc să le termin, pentru că sunt multe. Și o să vorbim astăzi strict de seriile pe care le-am început și nu le-am terminat. Că mai am și serii, mai am cărți în bibliotecă, prin spatele meu pe aici, serii de cărți, volumul 1 și 2 cel puțin cumpărat, de care încă nu m-am atins, da? Deci mai am și varianta asta, dar noi vorbim astăzi strict de seriile pe care le-am început și din vari motive nu le-am terminat și o să discutăm despre ele. De asemenea, aș vrea să-mi spuneți dacă voi ați citit seriile astea, dacă ați ajuns la ele, dacă v-au plăcut, dacă nu v-au plăcut, dacă vi se par interesante, dacă vă tentează vreuna din seriile astea și așa mai departe. Deci orice vă legat de seriile astea, let me know. Și o să începem cu un OG în materie de lecturi. Dacă erați pe BookTube în perioada 2013 și după, știți de cartea asta, este o carte ca 2015, cam așa, care mie mi-a bulversat universul, m-a făcut să mă reîndrăgostesc de ceea ce înseamnă fantasy sau lume distopică sau lucruri de genul ăsta și este o serie pe care, surprinzător, n-am terminat-o și acum că mi-am aranjat biblioteca, mi-am dat seama că îmi lipsește una din cărți și o vreau în varianta originală, pentru că nu prea se mai găsește în varianta originală. Și stai să vezi, să chin pe mine să găsesc varianta originală. Deci, seria despre care vorbesc că am început-o și n-am terminat-o este Divergent. După care s-a făcut și seria de filme Divergent, le știți. Da, mi-a plăcut foarte, foarte tare volumul 1, volumul 2, volumul 3 și de-aia n-am abandonat seria efectiv, dar pur și simplu n-am mai ajuns să citesc a patra carte din seria asta, care se numește Four, care este cumva povestirea lui Four din Divergent. Și îmi lipsește Insurgent, este aici, trebuia să fie. Am Allegiant, adică experiment în română, că așa au decis ei să traducă Allegiant, în fine. Și nu știu unde este Insurgent. Deci am căutat-o peste tot, am căutat-o și la mama, nu este pe nicăieri și trebuie să o recumpăr ca să am seria completă, că îmi stă pe creier, că n-am seria completă, mai ales că asta a fost o serie distopică absolut fabuloasă pentru mine și una din preferatele mele. Aceasta este în materie de old school. Așa. Apoi, avem o serie tot așa din aceeași perioadă, dar sau chiar mai înainte, de seria asta a fost chiar mai înainte, pe care am început-o de vreo două ori și n-am terminat-o și anul trecut am citit, cred că două volume sau trei din cartea asta, din seria asta. Anul ăsta n-am mai ajuns și este vorba despre seria Semnul, seria Casa Nopții. De fapt, seria se numește Casa Nopții, primul volum este Semnul, nu am luat toată seria aici. Dacă nu știți despre ce este vorba, este vorba despre o puștoică care devine vampir. Trăim într-o lume în care vampirii sunt niște creaturi relativ obișnuite și unii copii cu anumite abilități speciale sau unii copii sunt însemnați de către vampiri și ajung ulterior să se transforme în vampiri. Și asistăm la acest proces de transformare în vampir al eroinei noastre, ca în primul volum, și după aceea tot continuă cu procesul ei de adaptare la noua viață și la noua lume în care intră, ea crezând că intră într-o lume mai bună, pentru că provenea și dintr-o familie relativ așa. Și de fapt își dă seama că și în lumea vampirilor există multă corupție și mult dezastru și așa mai departe. O serie pe care am început-o la un moment dat în varianta audio, de fapt am ascultat primul roman în varianta audio și mi-a plăcut atât de tare încât mi-am propus să-mi cumpăr primul volum din serie, fiindcă trebuia să-l citesc fizic. Am luat primul volum, a stat câțiva ani primul volum pe aici, pe la mine prin casă, când plimbam cărțile de colo-colo și mi-am dat seama că
I-a trecut vremea, nu știu, este genul ăla de carte. Eu nu sunt amatoare de, vai, doamne, trebuie să citești o carte la un anumit, într-o anumită perioadă a vieții. Adică poți să citești din perspectiva mea, poți să citești când vrei și cum vrei, nu mă deranjează. Dar sunt anumite cărți cărora simt că le pierde farmecul dacă nu le citești la timpul lor. Și asta este una din cărțile alea și este vorba despre seria Lux. O serie iarăși foarte, foarte populară pe la jumătatea lui 2015, așa, cam așa, în perioada aia. Era foarte populară seria asta. Mi-a plăcut primul volum, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Este ceva adolescentin, este tot cu nu, ăsta e cu extraterestri, stați așa. Ăsta e cu extraterestri, cu o puștoaică care se mută cu mama ei într-un orășel de provincie, în state, într-un orășel foarte izolat și acolo dă de niște adolescenți care par să fie ceva mai ciudăței și descoperă ea într-un final că sunt extraterestri. Sunt niște extraterestri veniți de pe o planetă care nu mai există și sunt niște extraterestri care au ceva puteri legate de lumină. De aici și denumirea de Lux, da? Pentru că Lux în latină înseamnă lumină. Și trece într-o mulțime de aventuri și printr-o mulțime de chestii, tip asta, descoperind că prietenii ei, care sunt și vecini, sunt extraterestri și în egală măsură și după aceea se întâmplă tot felul de lucruri, pentru că fiind extraterestri, bineînțeles, viața lor nu este tocmai ușoară. Da? Nu știu dacă am să continui seria asta, chiar mă bate gândul să cumpăr și cred că Opal este următorul volum, nu mai știu. Toate nume din astea de pietre prețioase sau semiprețioase, ceva de genul. Așa, nu știu dacă o să continui, dar cred că da, cred că m-ar tenta așa. Dar e mai adolescentină, adică, v-am zis, cel puțin primul volum mi s-a părut că și-a mai pierdut din farmec. Așa, apoi o serie pe care am început-o și iarăși reînceput-o de vreo două ori este... nu știu, ea are o denumire, nu mai știu care e denumirea în engleză. Bănuiesc că scrie, dacă m-aș uita, probabil aș afla, dacă m-aș uita, scrie aici, pe prima pagină, dar de ce să mă uit? Da, nu mai știu cum se numește seria asta, că nu scrie. Eu îi zic Regina Albă și, în general, toată lumea așa recunoaște seria asta ca fiind seria Regina Albă, The White Queen, pentru că așa a devenit popularizată și de serialul care s-a făcut după aceea, după primul volum. Și avem Regina Albă de Philippa Gregory, o versiune destul de veche pe care o am eu. Sunt mai multe volume seria asta, eu am vreo 4 în total din ele. Avem Regina Albă, doamna Regina Roșie, The Red Queen, Doamna Apelor și fica Eminenței Cenușii, care de fapt este fica Reginei Albe. Cărți de ficțiune istorică, a cărei acțiune se întâmplă în perioada medievală în Anglia. Știți, războiul dintre casele rozelor, războiul rozelor, ei, asta are la bază această serie, războiul rozelor dintre casa de Lancaster și casa de York. Și cum s-au tot perindat unii prin alții și s-au amestecat și știți că istoria Angliei în sine este foarte, foarte tumultoasă și foarte complexă și tocmai pentru că este atât de complexă a servit ca bază pentru seria asta, pentru Philippa Gregory și cred că e și de minune. Este o serie puțin mai greoaie de citit, de aia nici n-am terminat-o, pentru că tot timpul m-am apucat în momentul prost de ea, când eram prea obosită, prea agitată și e genul ăla de serie care trebuie să-i acorzi timp pentru că se parcurge puțin mai greoi fiind plină de acțiune istorică, da? Și este multă acțiune istorică și se întâmplă foarte multe lucruri și avem acolo o grămadă de Henry, William, Richards și așa mai departe, toți regii Angliei care știm că sunt mulți și nebuni și așa mai departe. Bun. Acum, revenim ceva mai aproape de timpurile noastre și iarăși o serie pe care am zis că am luat volumul 2. Asta e volumul 1. O serie pe care am început-o de două ori și am trecut, dar mi-am făcut o misiune, mi-am propus ca în 2024 neapărat să termin seria asta pentru că îmi este foarte dragă, mi-a plăcut foarte, foarte tare volumul 1. Pe canalul celălalt, ci că aș fi vorbit și despre volumul 2, dar eu nu mai țin minte să-l fi citit. Habar n-am dacă l-am citit vreodată, dar volumul 1 l-am citit de două ori și mi-a plăcut la fel de tare de fiecare dată. Este vorba despre Tronul de Cleștar, de Sarah J. Maas. Și da, am citit numai volumul 1, v-am zis,
Ci că e la vorba că aș fi citit și volumul 2, dar nu țin minte să mă fi apucat de el, când m-am apucat, nu mai țin minte nimic din el. Am perioade în care dacă mă citesc și sunt foarte aglomerată și sunt foarte agitată, uit tot, ceea ce este îngrijorător pentru mine, but whatever. Vreau la anul, cum ziceam, să reiau seria asta, pentru că primul volum mi-a plăcut foarte, foarte tare. Tronul de Cleștar o avem pe Selena, care este asasina Aderlanului, este închisă într-o ocnă, cea mai teribilă ocnă pe care o au acolo în ținutul ăla. Bineînțeles, vorbim de o lume nouă, reconstruită de la zero și așa mai departe. În lume în care există și ființe magice și tot felul de ființe din astea ciudate, cărora încă nu știu să le dau nume. Dar numai bine că salvarea ei vine din faptul că prințul ținutului vine să o ia și să o înscrie într-o competiție pentru tatăl lui. Regele ținea o competiție pentru a-și găsi un fel de asasin principal. Da, au o treabă oamenii ăștia în ținutul ăla cu asasinii. Așa. Și Selena ajunge în această competiție introdusă de prinț și în primul volum asta se întâmplă, reîntoarcerea ei practic la viața de, din afara ocnei, în competiția și puțin, avem puțin după competiție ce se întâmplă cu Selena. Pentru că lucrurile așa nu sunt atât de simple, pentru că altfel n-ar fi fost 7 volume în seria asta dacă erau atât de simple. Și ultimele 3 volume au spre 1000 de pagini, adică lucrurile se complică foarte tare încă din primul volum și de aia nu știu de ce am tot lăsat seria asta. De fapt știu, am motive peste tot, întotdeauna când vreau să găsesc motive, am motive. Ideea este că am lăsat seria asta, că mi-a plăcut atât de tare încât vreau un moment din ăla în care stau să o savurez, să stau așa. Stau așa să o savurez, știți? Și n-am găsit în moment. Tot timpul mă simțeam că sunt pe fugă și vreau să o citesc cât mai repede și să fiu cât mai repede. Și de-aia nu am stat de seria asta, dar în 2024, începând cu ianuarie, cred că o să ne punem pe treabă. Și am și bilețele pe aici, ceea ce este extraordinar, este minunat. Mi-am făcut și notițe. Este ceva divin. Love it! Și volumul 2, uitați-vă cât e de frumos. Da, îmi place foarte tare. Așa, apoi, o altă serie pe care am început-o, de fapt asta este o duologie, nu e neapărat o serie, dar îmi lipsește volumul 2 și nu prea mai găsesc, am văzut pe BookZone că este seria întreagă, dar n-aș avea de ce să cumpăr ambele volume, că am deja volumul 1, adică nu pot să cumpăr doar volumul 2 și prin alte părți nu prea mai găsit volumul 2 și uitați ce mi-a făcut, ăsta este un copil păros, cu gheare, care și-a băgat gheruțele pe aici, nu știu care din el, dar din ei, unul din ei. A băgat gheruțele pe aici. Acum observ și eu. Asta era de când era pusă asta ca display, cartea asta, pentru că mi-a plăcut. Eu am cumpărat cartea asta pentru, pur și simplu pentru că mi-a plăcut coperta. Aici avem o lume iarăși din asta construită de la zero, în care fetele la o anumită vârstă erau înscrise la o școală din astea de talente și erau 7 arte, 7 talente și în școala respectivă existau câte o fată pentru un talent. Nu știu, este destul de complicată și destul de cu stăcoață albă, ca să zic așa, pentru că tot timpul îmi pun întrebarea de-a cu ceilalți ce s-a întâmplat. Și eroina noastră ajunge în această școală, ea ajunge mai degrabă pentru un favor pe care îl datora cea care era conducătoarea școlii bunicului fetei, nu neapărat că avea vreun talent anume și a ales inițial un talent, după care s-a mutat, adică ea tot oscilat prin talentele alea și a trebuit să învețe după aceea în 3 ani din cei 7 a trebuit să învețe tot ce au învățat alte fete în 7 ani, știți? Și după aceea trebuia să se ducă și avea un stăpân pentru care se ducea și presta acest talent. Adică dacă erai, nu știu, muzicant, trebuia să te duci, te lua o familie bogată și le cântai tot timpul sau compuneai piese sau făceai diverse lucruri. Dacă erai pictor, pictai pentru ei și așa mai departe. Și fata noastră își... Ca să vă zic drept, nici nu știu exact care e talentul ei. Dacă găsesc volumul 2, o să recitesc primul volum, pentru că mi-au scăpat iarăși foarte multe din elemente. Dar cert este că eroina noastră este prinsă tot așa într-un joc din ăsta de subminarea puterii, pentru că regele actual este un tiran
Și există un fel de facțiune din asta care vrea să îl doboare și ea se implică în treaba asta și ajunge să o ajute pe cea care este de fapt prințesă de drept, care este moștenitoarea tronului de drept. Este puțin ciudat, mi s-a părut puțin ciudată acțiunea și de-aia vreau să continui cu volumul 2, pentru că mi s-a părut puțin ciudat că nu este ea personajul principal în povestea asta de răsturnare a regimului și așa mai departe, sau a conducătorului, nu a regimului. Dar e interesant în același timp și v-am zis, mi-ar plăcea să găsesc și volumul 2, pentru că, da, e interesantă, dar trebuie să recitesc volumul 1. Apoi, seria cu care mi-am început anul ăsta, prima carte de pe anul ăsta, este Caraval. Deja știți că v-am înnebunit cu seria asta și cu cealaltă, de Stephanie Garber. O serie foarte frumoasă, cu o lume nouă, fantastică, creată de la zero, absolut spectaculoasă, ceva ce concurează cu Alice în Țara Minunilor, dar la nivelul, la puterea 1000, din punctul meu de vedere, adică ceva foarte frumos. În Caraval avem povestea două surori, Scarlett și Donatella. Scarlett urmează să fie căsătorită cu forță, cum ar veni, are o căsătorie aranjată și ea de mică și-a dorit să ajungă pe o insulă, la un carnaval care se ține anual și la care nu poți ajunge decât pe bază de invitație și tot timpul și-a dorit să ajungă acolo și uite că fix înainte de ziua nunții ei, cu câteva zile înainte de nunta ei, îi vine invitația pentru a participa la acest carnaval. Ajunge la carnaval într-un mare final pentru că și-a propus totuși să-și îndeplinească dorința asta înainte de nuntă, fiindcă știe că după nuntă nu o să se mai întâmple așa ceva. Și ajunge la carnaval și acolo se complică lucrurile. Din câteva ore cât își propusese să stea acolo, ajunge să o piardă pe sora ei, că așa începe acțiunea, Donatella se pierde și totul devine un fel de competiție pentru salvarea Donatelei și pentru a o găsi, pentru că acolo în cadrul acelui carnaval există și un concurs pe care dacă îl câștigi ți se va îndeplini orice dorință vrei. Se complică lucrurile odată cu dispariția Donatelei, trebuie să intre în joc și sunt foarte multe elemente care te dau așa peste cap, care îți dau impresia că lucrurile se întâmplă într-un fel, dar de fapt sunt cu totul pe dos. Zice, ține minte că e doar un joc. A doua serie de Stephanie Garber, care este întrepătrunsă cu prima din ce am înțeles, o avem pe Evangeline Fox, care este o tipă foarte drăguță, îndrăgostită, logodită și tocmai află că logodnicul ei urmează să se căsătorească cu sora ei vitregă. Și ca să împiedice această nuntă, se decide să se ducă și să facă un compromis cu o soartă. Existau în această lume, existau sorți. În cazul de față, Jax este soarta responsabilă cu dragoste și Evangeline se duce să facă un pact cu Jax, că dacă o ajută să își recupereze iubitul, ea îi rămâne datoare. Și cu ce îi rămâne datoare, Jax alege 3 sărutări. Nu pentru el, nu să-l sărute pe el, ci 3 sărutări cu care el să se folosească mai târziu în a face diverse lucruri. Jax ăsta, v-am zis eu într-un clip anterior, că nu este tocmai un personaj așa foarte clean, este mai morally grey așa și mie mi se pare foarte interesant și mai ales stilul în care își duce el viața. Și bineînțeles că lucrurile se complică, Evangeline ajunge să-și dea seama că totul a fost o iluzie cu logodnicul ei inițial, că de fapt nu-l iubea așa cum își imagina, lucru pe de care Jax a avertizat-o, zice, vezi că s-ar putea să nu fie chiar ce-ți imaginezi tu, s-ar putea ca nici el să nu te iubească atât de mult și nici tu să nu ții, să fie doar o iluzie, ea s-a încăpățânat că nu, până când s-au complicat lucrurile și s-a dat seama într-adevăr că de fapt nu, n-are nicio treabă. Și avem o lume magică, cum ziceam, cu zâne, cu vrăjitoare, cu dragoni, cu tot felul de lucruri magice, foarte interesantă și trebuie neapărat să mă apuc să citesc volumul 2 din ambele serii. Da. Apoi, o serie și s-a anunțat volumul 3. Doamne, s-a anunțat volumul 3, abia aștept, dar cred că iese abia în 2025, cred. Parcă așa am înțeles. 2024 sau 2025. Final de 2024 sau final de 2000, sau început de 2025, ceva de genul ăsta, o să iasă a treia carte din seria asta, o serie pe care asta n-am terminat-o, am început-o și n-am terminat-o pentru că nu mai am ce să termin, că sunt numai două volume și bineînțeles este vorba de Menajera.
Vine și volumul 3, vine și volumul 3. Mi-a trimis Ștefania pe grupul nostru de pe Instagram, mi-a trimis Ștefania, mi-a trimis poză, vezi că uite că există și volumul 3 și sunt mega entuziasmată. Aici o avem ca personaj principal pe Millie. Millie care este, are un trecut relativ tumultos pentru că a făcut ceva ce nu se face în mod normal. A stat la închisoare vreo 10 ani, a ieșit de la închisoare și singurul loc în care s-a putut angaja a fost ca menajeră, pentru că asta este. Și Millie ajunge menajeră la o familie foarte bogată, unde pare că lucrurile sunt roz până intră în familia aia. Când a intrat în familia aia, îți dai seama că ceva e în neregulă și se întâmplă așa niște plot twist-uri acolo și se întâmplă o grămadă de lucruri și face o grămadă de lucruri idiote Millie și Dumnezeule mare cât se... se încurcă Millie, dar da, e frumoasă carte, iar în volumul 2, deci nu sunt super legate, adică acțiunea nu este cursivă pe parcursul tuturor volumelor, cum ar fi în Caraval, a fost odată o inimă frântă în Tronul de Clăștar, da? Sunt cumva romane individuale, dacă e să le luăm așa, dar fac parte dintr-o serie, pentru că în cazul menajerei avem același personaj principal. În volumul 2, la fel, este tot menajeră și aici descoperim mai multe despre ea și ajunge cumva să cadă pradă obsesiei ei de a salva oamenii, pentru că cumva face o obsesie din asta, din a salva oamenii și lucrul ăsta nu-i face tocmai bine, este, nu e neapărat cel mai sănătos lucru pentru Millie, dar da, o serie foarte interesantă și abia aștept volumul 3. Am și serialul Anem, Fabian Risc. Eu am volumul 2, că așa am fost eu de inteligentă să încep cu volumul 2, al 9-lea mormânt. Ildicom spune că nu, ar trebui să le iau în ordine. Alte persoane spun că pot să le citesc și disparat, să le pun în așa. Asta este o serie, de fapt, seria asta nici n-am, cartea asta în sine n-am terminat-o. Vedeți că am ăsta aici, semnul de carte. Da. Dar o să vreau să ajung la cartea asta la seria asta în 2024, pentru că sună destul de interesant. Îl avem ca personaj principal pe Fabian Risc, care este în Danemarca, pare mi se, în Danemarca sau Suedia, una din astea, ceva de fapt, pe acolo, prin nord, este detectiv și are parte de cazuri din astea foarte dubioase, foarte ciudate și fiind o serie polițistă m-am gândit că e de mine, dar trebuie să-mi cumpăr primul volum și să reiau toată povestea, da? Nu știu să vă zic mai multe, că nu am terminat-o efectiv. Teoretic, am început-o și nu prea seria asta, da? O pune la începute și lăsat de baltă. Așa. Și ultima serie cu care m-am picopsit și de care m-am agățat, că v-am zis, mai am serii neîncepute. Mai am. Poate vreți să facem și un clip cu serii pe care le-am neîncepute. Facem și asta, dacă vreți. Așa, ăla ar fi mai scurt, cred, nu știu. Așa, deci ultima serie se numește Ultimul Regat. Este o, tot așa, un fel de fantasy, ușor fantasy, ficțiune istorică de Bernard Cornwell, care a scris foarte multe cărți și m-ați informat într-un clip cu Repap, când am vorbit de cartea asta, m-ați informat că sunt 12 volume în serie asta, ce... Mă bucur, nici nu aveți idee, sunt cea mai fericită din universul ăsta. Da, Bernard Cornwell a făcut o serie foarte interesantă, mie îmi place foarte tare seria asta. Avem perioada premedievală, i-aș zice eu, în perioada în care în ceea ce știm noi ca fiind Marea Britanie acum, erau triburi, efectiv, numai cetăți micuțe, izolate și fiecare se considera stat propriu și fiecare avea un rege sau ceva, un conducător din ăsta și asistăm la lupte intense cu danezii, în mod special danezi care vin să cucerească zona aia și se pare că danezii erau foarte îndârjiți în a cuceri zona respectivă și a domina zona aia din Europa. Îl avem ca personaj principal pe Ute de Bebamburg, care este răpit într-unul din războaiele astea de către danezi. Căpetenia daneză, nu știu de ce, dar așa îi se pare lui simpatic și îl salvează în loc să-l omoare, cum ar fi făcut chiar dacă era copil. Îl
salvează și îl ține ca fiind copilul lui, practic îl adoptă, îl crește în spiritul danez. Și uite așa îl avem noi pe Utrecht mare, care ajunge să jongleze cumva, ba să fie danez, ba englez, ba danez, ba englez, ba danez, ba englez. E așa o zăpăceală și se... Așa. O serie foarte interesantă, plină de aventură sângeroasă, dar interesantă și frumoasă. Și mie îmi place foarte tare și abia aștept să dau și de restul volumelor. Deci abia aștept. Bun. Și astea au fost seriile mele, pe care le-am început și încă nu le-am terminat. Spuneți-mi dacă ați citit vreuna din seriile astea, dacă voi le-ați terminat, cum vi s-au părut sau de care ați vrea să vă apucați. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!